Salut și mie te-am găsit pe tutorialevideo.info. Astăzi am să fac unboxing-ul la routerul de la TP-Link și mai exact la modelul AC1900 Touch P5. Acesta este un router gigabit. Vine cu o configurație destul de interesantă. Vine cu portul gigabit, are un procesor dual core cu touch screen și ne asigură viteze foarte, foarte mari. Momentan fac unboxing-ul, am să vin și cu un review. Sper că să vă ajute acest unboxing ca să vedeți ce găsiți în cutie în momentul în care achiziționați acest router. Ok, haideți să și deschidem. Eu l-am testat pentru aproximativ o lună de zile. Pot să spun că am o rețea în care am peste 60 de calculatoare și a ținut fără nicio problemă. Da? Eu nici nu am rețea de gigabit, am o rețea de doar 100 de mega pe secundă, așa că nu am avut nicio problemă. Bun, acesta este routerul. Îl pun deoparte. Aici avem încărcătorul. Da. Avem un Quick Installation Guide. Acesta este destul de interesant față de ce ne-a obișnuit TP-Link-ul, dar este mult mai mare și din punctul meu de vedere mult mai explicit. Sunt sigur că oricine vrea să instaleze acest router va reuși în doar câteva secunde datorită touchscreen-ului cu care vine. Da. El vine și cu 3 antene pentru a spori wireless-ul, adică să putem să prindem wireless-ul de la distanțe mai mari pentru a amplifica semnalul, și încă o hârtie care este cu licența de la TP-Link. Ok, am să vă prezint așa pe toate părțile routerul. Aici avem un port USB 3.0. Aici avem locul de antenă, power, power on-off. Avem un port USB 2.0. Aici vine introdus cablul de internet și 1, 2, 3, 4 porturi gigabit. 1, 2, 3 locuri unde vin puse antenele. Da? Și un buton de reset. Are un design foarte, foarte frumos. Sunt sigur că va fi perfect pe mobila dumneavoastră și nu se va vedea un design urât cum se vede, de exemplu, la TP-Link N300. Ok, am să îl introduc în priză doar ca să vedeți cum arată partea de touchscreen. După care voi face un tutorial în care voi prezenta instalarea acestui router. Specificațiile tehnice o să le găsiți sub acest video. Dacă doriți să cumpărați TP-Link AC1900, găsiți un link de afiliere. Vă îndrum, vă rog, vă recomand să cumpărați prin linkurile de afiliere, pentru că tocmai așa ne puteți ajuta să achiziționăm tot felul de lucruri și device-uri noi, ca să le putem testa și să facem tutoriale video interesante pentru voi. Da, se vede acest ecran mic pe care îl avem. Eu am resetat routerul înainte să fac acest video, așa că voi continua cu un alt tutorial în care vă prezint instalarea acestui router. În cazul în care aveți alte întrebări, nu ezitați să mă contactați. La revedere!